No, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Omegle. Astăzi o să am aici ceva special care mă va face să fiu mai puțin urât. Uită-mă, nici faină-s. No, bun, și să începem. Salutări și bună seara, cum vă numiți și de ce? Da, interesant, da. Sunteți un geniu. A, văd că sunteți și talentat. Ok, sper că sunteți mândru de dumneavoastră, o seară plăcută și nu faceți prea mult, s-ar putea... Bine, 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 pa! Doamne, ajută-mă! De ce? Uite că am ajuns și momentul ăsta din viața mea când am prins șansa să vorbesc cu niște perdeale și cu un capăt de pat. Perdeale? Ce mai faceți? Perdeale? Halo? Bine. De ce sunteți așa de plictisiți voi, oameni de pe Omegle? De ce? Arată-mi că zâmbești. Na, ai văzut? Așa e mult mai bine. Așa să-ți trăiești și viața, mă. Nu cu gluga pe cap și trist, mă, zâmbește, mă. Nici cum zâmbesc eu, ni. Ok. Nu găsești, mă, un om normal cu care să vorbești. Unu, uite, ăsta era mai negru ca Darth Vader, mă. Alo? Ai de capul meu, te rog, nu, m-am speriat. Te rog, nu. Ok, asta a fost ciudat. Puteți să vedeți încântarea pe figura lui. Salutări! Nimă, țin de corne, ai de capul meu. Și aveți aici în față motivul pentru care nu trebuie să vă faceți copii. Să îi dau muie lumata. Stai să vedem, am prins aici un gladiator al tastaturii. Nu vă bă pe silabe că variez pe măta. Ok, ăsta e ceva limbaj din ăla de pe altă planetă, cine știe. Hai să încercăm să ne adaptăm. VKXJ4NAUA8K. Cred că vorbim pe aceeași limbă, suntem pe aceeași frecvență de inteligență de minus 800.000 de neuroni. Ia să vedem ce răspunde. Se pare că subiectul este interesat de ce am scris și ar vrea să ne dea un răspuns înapoi. Păcat că personalitatea lui nu este atât de roză precum bluza lui. Ești pișat la cur. Ok, chiar nu știu cum e posibil să se întâmple asta, dar probabil are experiențe personale în care s-o pișat la cur. Ok, felicitări, domnule, cu bluză roz, pișat la cur. Na, uitați o ușă și uitați și un copil, vai ce surpriză. O ușă copil sau un copil ușă. O, nu, se înmulțește. Uai de capul meu, uitați-l pe Florin Semințarul acolo, l-ați văzut? Florin Semințarul, cel mai fericit om din lume. Salutări, fetelor! Nu pot să cred, în sfârșit cineva chiar s-o speria de masca mea, dracu. Da, eu sunt, salutări. Ce face gagicile? Scoateți masca, please. Ce mască, mă? Asta e pielea mea naturală, uite-te, ni. O, nu, respiră greu. Cred că intră în ofensivă. De ce ridici sprânceana aia? Nu o să mă sperii. C-o ridic și eu, mamea, ni. Da, ok. Deci după tot ce am vorbit, tu mi-oferi un simplu da. Să-ți fie rușine. O seară plăcută și la revedere. Nu, satana, ciao. Mulțumesc frumos și tu la fel. Mulțumesc frumos. De ce? Da, stai numai puțin. De ce îți ții pieptul ăla așa în afară, mă? Mă, tu ești satana? Eu? Stai așa când arătă ceva. Da, ce faci? Hai, scoate-te. Prezidez pula ăsta? Da, desigur, de ce nu? Bine, ok. Păstrează pula pentru el, că nu-mi trebuie. Nu, să nu... De ce? Noapte bună să aveți, ai de capul meu. Doamne, ajută și păzește, sper să nu mai pățesc așa ceva în viața mea, mă. Nu mai înțeleg unde merge lumea asta. La revedere, ciao. Nicum îmi tremură falca, uai, sexy, samba. Apoi așa ceva să tot vezi. Așa ceva să tot vezi. Ai de capul meu, copilul smigă, l-ați văzut, mă? Da, ok, asta a fost cel mai macabru lucru pe care l-am văzut în viața mea. Eu caut de ce? Vezi că este ceva parazite din tine, vezi că s-o băgat înapoi. Ai de capul meu. Adrian, copilul eșec. Ce faci? Salut, Slipknot, ni!
Ce? Faină mască, mulți ani, fain. Dar de unde ați ghicit, mă, de unde? Și continuăm misiunea. Habar n-am care e misiunea, dar o continui. Bă, dar trist par cu masca asta, uitați-vă la mine. Mă, de ce par așa trist? Eu de fapt îți vesel, mă, pe interior zâmbește, mă. Hai să vedem reacția următorilor oameni când fac așa. Uai de pula mea, vine să vomit. Periete de fața mea. Na bine, ciao, salut. E grea viața, nu-i așa? Oleac, așa e? Văd după zâmbetul tău. Dar îți spun acum, ridică-ți ceafa de pe acea pernă, du-te în lume și strălucește, domnule. Ridică-te acum și condu. Da. Na, ai văzut, zâmbește, îmi place. Aia, tot așa, zâmbește, mă, zâmbește, mă. Misiunea mea este să fac oamenii să zâmbesc. În afară de ăsta, pe ăsta nu răspăr să mă arăt. Ia, du-te-te-te-te-te. Salut. Bine. Cel mai frumos zâmbet pe care l-am văzut vreodată. Zici că e zâmbetul unei babe pe care lovește autobuzul, dar nu-i bai, felicită. Ale, ai văzut, am arătat deodată. Cum ar trebui să mă scarpin eu la nas prin chestia asta? Salut. Asta chiar are de gând să stea așa, să se holbeze în sufletul meu, ok. Eu, bine că plecat, deja nu mai rezistam. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, nothing but a wardrobe, ooh, yeah. Asta a fost cel mai dramatic moment din viața mea. Salută! De ce sunteți așa mirată, domnule? O, mă bucur, asta e datoria mea. Am văzut, ai fost tare speriat, ai fost convingătoare, da. Nu, n-am fost convingătoare. Nu, mai dă-i o dată. Dar de ce te prinzi de sâțâțe în timp ce vorbești? N-am fost convingătoare? Da, mă, da, eu sunt, acum. O să-ți împlinesc minus două dorințe, care-i prima? Da, mi-a făcut plăcere că am vorbit și sper să mor până mâine, ciao. Noapte bună. Doamne, și eu chiar nu glumeam, chiar sper să moară până mâine. Bă, bine. Căutam oameni normali, dar numai oameni în pijama le găsesc peste tot cu căști în urechi, știi? Nu, de ce? Eu nu-s Codrin, eu doar în trecere, îmi pare rău. Sunt Ciu-Ciu cu coafiura Afron, ok? Deci nu e Afro, e Afron, bă. Blink, 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 motherfucker. Imaginați-vă-l pe acest om cu aceeași privire în orice scenariu, uitați-vă la el. Ia o mărire de salariu, se uită așa. Moare, maică, se uită așa. Se naște, se uită așa. Moare, se uită așa. No, de știi că ai putea efectiv să-ți tragi webcam-ul puțin mai jos, nu să te chinui să te ridici așa ca un popundeu, nu? Ah, ok, bine, nu te deranjez, scuze, ciao. Ce-a fost cu ridicatul ăla din sprânceanu? Un fel de, vai de capul meu, nu te ridici tu, dar standardele mele. Sper să-și găsească prea frumosul prinț într-o zi. Salut! Îți trabă viol, mere? Ai de capul meu, m-am speriat mai tare decât de fața mea când am masca pus. Viol, 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 ah, da. Eu, satana, nu. Vreau să vorbesc cu cineva, cer atât de mult. Yo, ești prost, mă, am eu voce de satana, am eu față de satana, am eu corne de satana, mă, bă. Tu nu ești normal la cap, mă. Bă, uite-te la asta! La cine, mă? Bă! Domn, domn, să înălțăm, domn, domn. Ce-i cu fața aia așa oripilată? N-ai mai văzut o față de drac în viața ta? Că bănuiesc că te-ai uitat până acum în oglindă, nu-i așa, domnișoară? Ok, dă masca jos. Nu vreau să dau masca jos. De ce să dau masca jos? Pentru ce să dau masca jos? Nu mă poți convinge. Nu mă poți obliga nicicum. Mă pui pe YouTube, da? Poate mă mai gândesc. Astă s-a născut cel fără de început. Ah, ia. Amuțam, fain. Salut. 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 La revedere. Ciao, mă duc.
Aveți, asta a fost cea mai scurtă relație pe care am avut-o în viața mea. Na, și cam atâta și cu... Ba, uite că am și rupt o leacă. Masca asta nu-i baie, nu-i compatibil capul meu cu casca asta. Cum nu-i compatibil capul meu nici cu fața mea, dar nu-i baie. Na, oricum să știți că masca asta am primit-o de la preacuviosul Codin. Și de asemenea sper că v-a plăcut videoclipul. Alăturați-vă astăzi legiunea abonându-vă la canal și dacă v-a plăcut nu uitați să-l distribuiți pe Facebook, desigur. Cam atât și la revedere, v-am pupat! Mua!